Bună ziua și bine ați revenit! După cum v-am spus în episodul trecut, pe care l-am filmat cu aseară, astăzi trebuie să scot arborele cu ardei afară din casă. Vedeți că au răsărit mult mai mulți și trebuie duse neapărat la lumină. După cum vedeți, am adus majoritatea alveolelor în solar. Le-am așezat în acest pat, acesta este cel mai mic pat pe care l-am. Este construit special pentru astfel de moment. Este foarte bine izolat, nu este construit din scândură, este din panouri sandwich. La capac are și un strat de folie pe lângă două straturi de agril. Deci peste două straturi de agril am așezat și un strat de folie. După cum v-am spus, l-am construit special pentru aceste momente în care plantele sunt foarte mici și au nevoie de o temperatură mai mare ca să răsară. Cu siguranță semințele sunt toate germinate, dar nu au ieșit toate. O să vedem pe parcursul următoarelor zile ce o să se întâmple cu aceste rosaduri, cu aceste alveole cu ardei. După cum vedeți, am pregătit și arzătorul, cu siguranță la noapte o să-l aprind pentru că sunt anunțate temperaturi negative. Oricum, săptămâna viitoare avem temperaturi negative în fiecare noapte și ziua între 0 și 2 grade din ce am văzut pe prognoza meteo. Mai am și alte straturi de agril pregătite acolo pe rad, vedeți, să le pun pe timpul nopții. Tot sunt aici. Haideți să vă arăt și răsadurile pe care le am la momentul actual. Vedeți, aici sunt plantele care erau în patul celălalt, le-am mutat aici. Mutașii de dafin, mutașii de leandru, mutașii de trandafir japonez, pe care i-am mutat în pahare de 7x7x8, floarea de hârtie, dipladenia. Și acestea sunt răsadurile pe care le am la momentul actual. Acelea care sunt acum în cadru sunt prima serie de roșii, după care urmează a doua serie de roșii pe care am semănat-o în alveole de 104 celule. Vedeți că am o germinare foarte bună. Sunt câte 5 semințe în fiecare celulă. Aici sunt crăițele. Nu focalizează camera asta, dar se vede că acolo scrie crăițe, salvia condimentară. Acestea mici sunt oregano, au început să răsară și ele mai bine. Acolo sunt o crăițe. În acest solar, acum, temperatura este de 7,9 grade, vedeți? Acesta este un termometru cu sondă. Și o să mergem și în solarul din față, unde este construită răsadnița, în care am și acolo plante. Nu o să întrerup filmarea pentru a exclude orice dubiu. După cum vedeți, este în sarcină, văd că temperatura este 20,7. Da, aici este mai frig ca în partea cealaltă, pentru că, după cum v-am spus, aici nu am dubluri construite, vedeți că nu este dublat solarul. Acestea sunt roșiile pe care le țin aici. Aceasta este temperatura care se află sub alveolele de roșii. Haideți să vedem și ce temperatură avem în aer. Da, vedeți, aici sunt 5,7 grade. 5,9. O temperatură cam mică, dar deocamdată nu este nicio problemă pentru roșii. În această zonă sunt alveolele cu semințe de ardei semănate.
ar trebui să răsară și acestea. În mare parte sunt semănate odată cu cele pe care le-am scos din casă. De fapt, uitați, ardeiul, iute, dar această alveolă este semănată cu o zi înaintea celorlalte. Vedeți că avem deja câteva răsărite. Sper că se vede pe cameră. Cam atât a fost pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, unde o să vă arăt în continuare ce se întâmplă cu aceste plante pe parcursul iernii. Până data viitoare, vă doresc numai bine!